aflate la același număr de puncte, 31, împărțind visul promovării în Liga Secundă și având trasat ca obiectiv supremația clasamentului, între Chindia Târgoviște și SCM Argeș-Pitești se anunță o bătălie cu scântei. În etapa 15 de campionat, formația târgovișteană va juca în deplasare la Urban Titu, un adversar modest dacă luăm în calcul clasamentul general, care nu ar trebui să pună nicio piedică în drumul spre victorie. Și Titu trece pentru o perioadă foarte, foarte grea. Atunci de la înfrângerea noastră au avut, dacă nu mă înșel, au mai avut o victorie cu care au avut numai eșecuri și probabil că își doresc să câștige și ei. Va fi un meci greu, un meci și al orgurilor, dar pe care la final noi vrem să câștigăm, pentru că am spus încă o dată, vreau ca la finalul turului, la finalul acestor patru etape din retur, să rămânem pe primul loc, să avem și noi o iarnă liniștită. După calculul hârtiei, nu poate fi decât victoria Chindiei, dacă se respectă. Dar minge rotundă, Tito a câștigat și ei 3 puncte acum la masa verde, probabil că au un pic de moral, însă nu se pot compara cele două loturi. Eu văd victoria oaspeților fără dubii. Pe de altă parte, nici formația argeșeană nu va susține un test foarte dificil, urmând să dea piept cu ocupanta locului 8, FCM Aventur Reghin, care nu a fost foarte hârnicuță, acumulând doar 16 puncte cu 15 mai puțin față de adversara sa. Chiar dacă la o primă vedere doar Chindia Târgoviște și SCM Argeș-Pitești sunt îndreptățite să spere la trofeu, nu trebuie să uităm de ocupanta locului 3, FC Zagon, cu 28 de puncte acumulate. În plus, nici Fortuna Poiana Câmpina nu trebuie subestimată. În ultima etapă bifată și-a scris victoria cu 8-0, astfel că oricând putem asista la o surpriză. Un adevărat război se poartă și în zona întunecată a clasamentului, acolo unde ACS Urban Titu, FCM Târgoviște și FCP Păuți vor porni cu aceeași șansă, încercând să predea lanterna roșie. Vineri ne vom deplasa la Athletic Bradu. În condițiile de început de iarnă, acolo probabil nu vor fi probleme, pentru că cei de la Bradu, de la Athletic Bradu, au un stadion, un teren sintetic. Noi am mai jucat acolo de mai multe ori, deci cunoaștem terenul, cunoaștem. Din acest punct de vedere, al timpului nu vor fi inconveniente. Mergem la Athletic Bradu să ne luăm cele 3 puncte, care, mă rog, cu ghilimele de rigoare, i-am împrumutat în tur, să ne luăm punctele înapoi. Iată programul meciurilor care se vor disputa vineri 29 noiembrie, în etapa 15-a din Liga 3-a, seria 6.